Am auzit că cineva muncește de zor de azi de dimineață. Bună dimineața, Ana Maria! Bună dimineața! Poți să-mi spui și ajutorul lui Moș Crăciun? Tot ce e aici e făcut de tine. Da, astăzi o să facem o coroniță. M-am gândit că sunt la modă în perioada asta, se tot folosesc. O putem face cadou sau o putem pune pe ușa de la intrare. Sau, dacă nu, pe ușa din interior, pe oricare ușă. Important e să iasă frumos. De când ai început să faci decorațiuni cu buget redus? Acum avem mult timp liber. Anul ăsta. Serios? Cu buget redus, da, pandemia ne-a redus bugetul tuturor, din păcate. Așa că m-am gândit că este interesant să facem acasă produsele pe care le vom folosi de Crăciun, decorațiunile. Și mă gândeam să dau idei și altor oameni care stau acasă cu copiii, să implice și pe ei. Practic de aici au și plecat ideea, că am vrut să fac ceva împreună cu Irinca. Să trecem la treabă. Exact, să trecem la treabă. O să folosesc astăzi flori uscate. Spre exemplu, pe aceasta am găsit-o afară, în spatele blocului. Puteți să luați absolut orice fel de flori vreți, orice culoare, nu contează, trebuie doar să vă lăsați imaginația să-și facă treaba. Aveți nevoie și de un pistol de lipit și mai multe rezerve, că e de treabă cu el. Foarfecă și, mă rog, eu am mai luat și niște bețișoare din acestea, pe care putem să le punem cum vrem noi. Coronița noastră deja prinde formă. Da, ușor, ușor, uite, începe să prindă contur. Acum a venit rândul florilor albe. Mi-au plăcut foarte tare florile acestea când le-am găsit în magazin. Aș fi luat mai multe dacă ar mai fi avut, dar se pare că n-am fost singura care le-a preferat. Ai venit în vizita? Mersi, e pentru mine? Sau e pentru tine? Pentru mine. Pentru tine, da, iubito. Zipicios. Să pui și tu? Da. Fii atentă, îl ții așa. Da, mami pune puțin lipici. Așa. Și acum, asta este că ți arăt eu. Uite, îl punem aici, ia pune-l. Hai. Uite, uite aici, uite aici, așa între ele. Bravo. Bravo, iubire, bravo. Ia uite ce frumos ai pus, vezi? Putem să lipim absolut orice ne dorim. Important este să nu fie nici extrem de încărcată, ca să nu se mai înțeleagă nimic. Dar, cum spuneam și la început, cățeluș cu părul creț. Fură rața din... Și se jură că nu. Fură. Și l-am prins. În casa ulea. Bravo, mami! Așa. Doamnelor și domnilor, ta-na-na-na. Aceasta este coronița făcută de noi astăzi. Bună! Ce faci? Bine! Bine, uite ce frumos e ca și ramă de tablou, vezi? O putem folosi și cu scopul ăsta.